Doamnelor și domnilor, bună seara! E un război feroce dus cu toate armele pentru pasarea vinovăției în cazul femeii ucise de câini lângă lacul Morii. Nimeni nu vrea să-și recunoască partea de responsabilitate și greșelile comise, probabil bazându-se pe faptul că dacă fiecare abate atenția în altă parte, o să ne săturăm până la urmă să mai încercăm să stabilim adevărul și răspunderile. Noi aici însă continuăm să punem întrebările importante și să nu-i lăsăm pe politicieni sau pe funcționarii din administrație să ne trimită în bălării. La ora asta ar fi trebuit să stăm de vorbă chiar cu primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, sectorul unde s-a produs tragedia, sectorul renumit pentru astfel de incidente. Sperăm ca domnul Ciucu să ajungă totuși la întâlnirea pe care a confirmat-o, poate că îl împiedică traficul, în orice caz îl așteptăm noi cel puțin dintr-o clipă în alta. Tot în emisiunea de astăzi seară o să vorbim despre cum au început să dea și unii dintre liderii liberali semne că le-ar conveni să-și păstreze și ei ministerele la rotativă, așa cum vor cei de la PSD. Pe de o parte avem purtători de cuvânt indignați, care zic că protocolul trebuie respectat cu strictețe. Pe de altă parte, titularii ministerelor în cauză sugerează mai discret, dar apăsat în același timp, ferm, că protocolul poate fi totuși renegociat, desigur, dacă întrebi, în folosul cetățenilor. O să vedeți acest balet și care este miza lui ceva mai târziu la actualitatea. Vedem pentru început declarațiile pe care primarul sectorului 6 le-a făcut astăzi într-o conferință de presă. În speranța că ajunge la emisiune, așa cum a confirmat, vom face și analiza acestor declarații, câte dintre ele rezistă la testul adevărului. Să le vedem. Cine este responsabil legal cu strângerea și supravegherea câinilor maidanezi? Evident că ASPAP, care este unica instituție înființată și abilată să se ocupe cu această problemă, în tot Bucureștiul, conform ordonanței Guvernului 155/2001. Astfel, vorbim despre o instituție înființată special pentru acest scop, cu această misiune, deținând bugete și angajați specializați în managementul animalelor fără stăpân. Tot ASPA este instituția care decide cum își îndeplinește obiectivele acestui serviciu public. Din 2003 și până acum, această instituție ASPA, înființată potrivit OUG 155/2001, a funcționat și și-a derulat activitatea exclusiv sub CGMB. La 5 zile de la tragedia de la lacul Morii, Ciprian Ciucu a venit cu temele făcute. A avut la el istoricul ASPA, bugetele instituției, câinii prinși în fiecare an și tot ce ține de activitatea instituției din subordinea primăriei generale, instituție care încet încet a renunțat să mai fugă după câini, susține edilul sectorului 6. În 2022 a avut un buget de 17 milioane și s-a concentrat exclusiv pe alte activități, cum ar fi târguri de animale, care, din punctul meu de vedere, nu au fost foarte eficiente și se bază pe datele lor. Acțiunea s-a mutat de pe partea de capturare, pe partea de cazare, hrană, pe partea de comunicare foarte bună, foarte utilă, sterilizare și s-a inhibat capturarea. Cine are interesul ca ASPA să mențină un număr mare de câini în adăposturi și să existe câini ca în trecut, în spațiul public? Cine face bani din această afacere? Concluzia a fost simplă. ASPA nu și-a făcut treaba sau, dacă și-a făcut-o, și-a făcut-o prost. Conducerea ASPA nu și-a îndeplinit misiunea și obiectivele legale. Nu au realizat nici până acest moment un recensământ al animalelor conform unei hotărâri de Consiliu General pe care chiar dânsii au promovat-o pe propriile canale media din 29 octombrie 2019. Deci au avut 3 ani la rând. Potrivit lui Ciprian Ciucu, de la începutul anului, poliția locală a trimis către ASPA 96 de sesizări privind prezența câinilor fără stăpân în sectorul 6, iar 7 dintre ele privind zona în care a fost atacată Ana Oroș. La 74 nu s-a primit niciun răspuns. Da, primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, a ajuns în platoul Actualitatea. Bună seara, domnule primar! Bună seara! Sincer să fiu, astăzi, văzând că ieșiți în conferință de presă, am crezut că o să vă anunțați și demisia. Dar mai e timp și în emisiunea de astă seară să o faceți. În primul rând vreau ca să îmi prezint condoleanțe familiei. Este efectiv tragic ce s-a întâmplat și nu am cuvinte. În al doilea rând, dacă
este ceva ce ar fi trebuit să facem noi. Să avem competențe legale și obiective în acel domeniu și nu am făcut, mi-aș prezenta imediat demisia. Nu vedeți să aveți nicio responsabilitate în povestea asta? Că noi am identificat câteva și dacă nu le-ați văzut dumneavoastră, le discutăm împreună. Sigur că le discutăm, dar am impresia că intrați în același circ manipulatoriu în care ne aflăm de aproximativ 5 zile. Nu, exact asta vrem să evităm, să nu ne manipulați dumneavoastră politicienii de la o instituție sau alta, sau funcționarii dumneavoastră, în a privi doar într-o singură parte. Domnul Mușat, haideți, vă rog frumos, să avem o discuție. Dacă vreți ca să mă declarați vinovat... Și deja ați făcut-o? Nu. Vă explicam de ce nu intrăm în cercul manipulării, dimpotrivă încercăm să-l rupem. Dar deja mi-ați cerut demisia. Ați început această emisiune fără să scoateți niciun argument legal, fără să vă prezint niciun fel de dată și mi-ați cerut demisia. Argumentul e foarte simplu, domnule primar. Faceți parte dintr-un sistem care încurajează astfel de tragedii să se întâmple. Le favorizează. Deci acum mă acuzați că favorizez astfel de tragedii? Nu dumneavoastră personal. Nu zic că ați muțit câinii pe biata femeie. Eu înțeleg care este poziția postului B1 TV asupra mea. Sunt efectiv denigrat sistematic. Dacă vreți ca să continuați această linie, o puteți face fără mine. Și puteți aici, cum o fac colegii dumneavoastră, să mă trefeliți de la un cap la altul. Dacă vreți ca să ascultați argumente raționale și să avem un dialog. De asta v-am invitat. Rațional. De asta nu mă împiedică să vă... întreb sau să-mi exprim opinia că faceți parte dintre cei care favorizează acest lucru. Este ultima oară când vă spun. Dacă continuați să mă acuzați de la început cum ați început și continuați pe această linie, eu mă ridic și plec. Dacă vreți ca să avem un dialog cât se poate de normal, puteți să continuăm acest dialog. Este doar decizia dumneavoastră. Acuzațiile, să știți că fac parte și ele din... discuție. Dumneavoastră puteți să le răspundeți. Deci, da, nu-i nevoie să vă acuzăm noi. Este ultima oară când vă spun. Nu-i nevoie să vă acuzăm noi, domnule primar, pentru că ASPA a trimis în această după-amiază acest comunicat de presă în care spune că la 14 ianuarie anul ăsta a avut problema la nu vreți să răspundeți la... Ba da, da. N-ați vrea ca înainte ca să pot și eu să spun ceva, să definim problema? Dacă vreți, ca să răspund la acuzațiile ASPA. Cercam să definez problema. Problema pe care o ridică ASPA, care spune că pe 14 ianuarie a avut loc o acțiune de capturare în zona Lacul Morii, strada Drumul la Roșu, exact zona unde a fost mușcată femeia respectivă, în care a solicitat participarea unui echipaj de la Poliția Locală Sector 6. Au fost identificați 4 câini care au intrat pe o proprietate privată în prezența echipajelor ASPA și Poliției Locale Sector 6. ASPA a întocmit un regulament, un raport de activitate în care a consemnat că nu au putut fi capturați acei câini pentru că s-au retras într-o proprietate privată. Au menționat numele proprietății. Raportul a fost semnat și de polițistul local de la sectorul 6 prezent acolo, spune ASPA. Și până în prezent, susține ASPA, nu am primit de la Poliția Locală Sector 6 un răspuns cu privire la permisiunea de a acționa pe proprietatea privată respectivă. E un lucru pe care ați omis să-l spuneți azi în... conferința de presă. Nu. Acest comunicat al ASPA are aproximativ 2 ore. Este fals. În sensul, nu că este fals, este prezentat fals. Este vorba de către cine? Iertați-mă, pare că eu l-am prezentat fals. De către ASPA. De ce? Pentru că dacă ne uităm pe procesul verbal și vă rog să faceți acest lucru, este publicat chiar pe site-ul lor, o să vedeți că este prezentat ca și cum ar fi acolo, dar este la peste 1 kilometru distanță. Iar cel care a semnat, acel polițist? Nu, acel documentul pe care l-a prezentat ASPA, ca fiind semnat de un polițist local, da, este semnat, am avut impresia că inițial au falsificat, dar este semnat de un alt polițist local la peste 1 kilometru distanță. Este vorba despre altă acțiune, despre alt loc. Despre asta este vorba. Vedeți cum v-ați aruncat înainte cu acuzațiile fără ca să știți faptele? Noi am reprodus acest comunicat de presă. Da, da. Într-un noastră... acuzator. Îl okay. Comentați deci, cum credeți. Reținem acuzația dumneavoastră că ei mint. Rețineți acuzația mea că ei au prezentat un document care se află, da, pe lacul Mori, dar lacul Mori, digul lacului Mori are 2, ceva kilometri și este la un peste 1 kilometru de drumul la Roșu. Tragedia a avut loc la peste 1 kilometru distanță. Se vorba cu totul altă sesizare. Stați puțin, am și precizat. Distanță. E din 14 ianuarie această intervenție de care ei spun. Lămuriți-ne un pic. Un polițist de la local a semnat totuși acest document. Dumneavoastră spuneți că nu cel care a participat la intervenție. Nu. Sesizarea inițială pentru haita de 10 câini a fost făcută de un polițist pe drumul la Roșu.
Documentul prezentat acum de ASPA a fost semnat de un alt polițist la peste un kilometru distanță de drumul la Roșu. De zona la cum este zona extinsă, este zona. Deci o altă intervenție. Mare. Da. Cu siguranță. Bun. Altceva. Pot să-mi zic și eu... Păi am crezut că fiind un interviu răspundeți la întrebări. Dar vă răspund cu drag la întrebări. Cum doriți. Vă rog frumos. Chestiunea ecarisajelor locale, pentru că v-ați prâns în mai multe ocazii și pe Facebook și în declarațiile de astăzi, că ASPA este singura instituție care are competențe în ridicarea... Acest moment în București, da. Da. Pe de altă parte, noi știm că există această hotărâre de guvern 1059 din 2013, privind normele metodologice de aplicare a OUG 155 pe 2001, privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân, care spune așa, că serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân desfășoară activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân pe raza unităților administrativ-teritoriale, deci UAT-uri, respectiv a subdiviziunilor acestora, la nivelul cărora au fost înființate. Asta ar însemna că în orice formă ai citi această hotărâre și această ordonanță, sectoarele au obligația de a-și înființa propriile servicii de ecarisaj, ca să o spun foarte compact, să înțeleagă lumea despre ce e vorba. Da. Și dumneavoastră spuneți că e exclusiv responsabilitatea ASPA din subordinea municipalității. Da, mă bucur că ați ieșit în discuție acest lucru. În normele metodologice... se referă de cele mai multe ori la unități administrativ-teritoriale. Dar ca sectoarele să poată face acest lucru, trebuie ca aceste competențe să fie date de către cine? Conform codului administrativ. De către Consiliul General. Aceste competențe au fost asumate integral, au fost la un moment dat la sectoare, nu a mers pentru că nu avea logică să nu acționezi integrat, au fost luate de către Consiliul General de la sectoare și nu au mai fost date. Da? Avem să aici... Spun, poate Consiliul General să treacă peste lege? Consiliul Legea spune că și subdiviziunile acestora. Da, dar subdiviziunile nu fac ceva de capul lor. Aceste competențe trebuie să fie date prin hotărâre de Consiliul General de către Consiliul General. Câte solicitări ați făcut dumneavoastră la Consiliul General să primiți aceste competențe? De când este această lege? Din 2013. Din 2013. În ce an suntem? 2001, normele în 2013, sau mă rog, completările în 2013. Din moment ce aveai... Dumneavoastră care v-ați declarat acum 10 ani atât de șocat de moartea lui Ionuț, copilul sfâșiat de câini, de pildă și știind problema... Din moment ce? Hai să ne uităm pe normele metodologice. Din moment ce aveai un serviciu, așa zis, funcțional, care acoperea tot Bucureștiul, care și-a asumase aceste competențe, înseamnă că nevoia era satisfăcută. Dar tot mai spuneți că erau subdotați, că e o rușine numărul de persoane zic, și... Zic acest lucru în ultimul timp, că au fost subdotați, dar a fost un serviciu funcțional, care a strâns 40 și... Cât erau? 40 și... Sau nu, 54.000 de câini din București. Despre asta este vorba. Deci, care e mult sau puțin, iertați-mă, nu știm nici dumneavoastră, e enorm. Iată că încă mai sunt haite care ucid oameni. E enorm, dar nu-i de ajuns. De ce? De ce, nu știu. Vă zic eu de ce. Da? Deci, încă o dată, București era acoperit prin serviciu prin care și-l asumase Consiliul General. De ce? Pentru că ASPA a ajuns să lucreze cu 13 prinzători, dintre care o parte șoferi. Cum vă puteți dumneavoastră imagina, cum vă puteți dumneavoastră închipui că 13 prinzători pot să asigure necesarul Bucureștiului? 13 prinzători nu ar fi, dacă ar veni toți odată, nu vin toți odată, suficienți pentru zona lacului Morii. De ce s-a ajuns aici? Pentru că s-a dorit să rămână câinii pe stradă. Da? Și atunci toată această activitate a fost subdimensionată. Cine a dorit, mai concret? Cine controlează ASPA de ani și ani de zile? Organizațiile care fac lobby și care trăiesc din contracte cu ASPA. Și cine? De ce? Se dorește ca ASPA să aibă cât mai puțin prinzători, să ia cât mai puțin câine pe stradă, pentru că nu mai au unde să-i cazeze. Și atunci așa au reorientat complet activitatea. Hai să ne uităm la cifre. S-au strâns înainte de această schimbare survenită în anii 2017-2018 și accentuată în anii 2021-2022, s-au prins undeva la 8.000 de câini pe an. În acest moment, în București, sunt undeva la 8.000 de câini. Și în ultimul an, în 2022, știți cât s-au strâns? Vă spun eu, 1.500.
restul sunt pe străzi și ne atacă și ne omoară oameni. Ce se întâmplă cu... Hai de devolați, dacă tot v-ați apucat, din perspectiva dumneavoastră, mecanismul ăsta, ca să știm și noi. Înțeleg că trăim într-o mafie, ceea ce nu ne-ar surprinde neapărat, dar să vină acuzațiile astea de la un demnitar al statului, că sunteți un ales local, un demnitar. Nu sunt demnitar, și să le puteți proba, că altfel n-au nicio valoare. Da. Dacă le puteți proba e o mafie și un interes să rămână câinii pe străzi. Nu vă contrazic, așa o fi. Dar cum probăm? Gândiți-vă, pe factual, da? De ce au distrus serviciul de ecarisaj? De ce au direcționat bugetele către alte lucruri? Știți ce buget are ASPA în acest moment? Undeva spre 18 milioane de lei. Știți cu ce buget a funcționat ASPA când lua câinii de pe străzi? Un buget de sub 10 milioane de lei. Despre asta este vorba. Bun. Toți banii aceia unde se duc? Vă zic eu unde se duc, domnule Moșap. Se duc pe contracte. Se duc pe contracte pentru hrană de animale. E întreaga industrie aici. Se duc pe contracte de îngrijire. Țin câinii aceia, săracii de ei de norociți, cu ani și ani de zile, pe trei, în cuși de 3 metri pe 3 metri, în niște condiții incredibile. Sunt supraaglomerate adăposturile. Și atunci, evident că fiind supraaglomerate, nu au interesul ca să ia de pe străzi. Au acoperirea legală să facă asta? Să nu-i ucidă, ci să-i cazeze, da, și să-i hrănească? Evident că au acest acoperire legală. Ce nu merge? Da. Poate că, nu știu, poate că cineva în Parlament a scris o lege proastă. Nu, legea este foarte, foarte bună. Dar decizia, da, de cum faci managementul animalei și conform legii singura competentă în acest moment în municipiul București, este ASPA. Acolo se decid politicile, angajările, bugetele, direcțiile. Responsabilitatea acolo. Dumneavoastră nu e doar să punctați lucrurile astea, acceptând că aveți dreptate, ci este să salvați oamenii, făcând ceea ce ține de dumneavoastră, de autoritatea locală pe care o reprezentați, ca astfel de tragedii să nu se întâmple. Deci chiar dacă e așa și dumneavoastră cunoașteți fenomenul, de ce nu ați cerut acele competențe să înființați ecarisajul local? De ce nu ați mobilizat această poliție locală să intre pe proprietățile respective și să-i chestioneze pe cetățenii care adăpostesc animalele astea? Ce caută? De ce se refugiază acolo? Dacă au, dacă le-au sterilizat, dacă le-au microcipat, dacă facilitează accesul ASPA, așa proastă cum e și atât de rar când vine? Dacă o să vă răspund și mie la întrebare, dar vreau să vă răspund puțin invers. Să zicem, plecând la premisa că poliția care nu și-a făcut treaba, dar eu aici am documente în care pot să vi le și arăt, în care am toată interacțiunea, inclusiv lucrurile comune de lucru, cu ASPA. Dar toată interacțiunea aici este. Sunt o grămadă de adrese, dar noastră contează și ședință. Deci poliția locală a participat. Principala poliție care avea atribuții pe acest domeniu este chiar poliția capitalei de la, nu scuzați-mă, poliția locală a municipiului București, adică colegii domnilor de la ASPA. Să plecăm la premisa că poliția locală a Stălușa nu și-ar fi făcut treaba. Că pentru că văd că acuzația publică către acest domeniu merge și este întreținută și de dumneavoastră. De ce nu au apelat? Dacă noi nu ne făceam treaba, de ce nu au apelat la poliția locală a municipiului București? Păi ei spun că au apelat și chiar dumneavoastră ați recunoscut zilele trecute că a fost un schimb, citez, kafkian, de scrisori, după ce inițial poliția spusese că nu s-a apelat. De poliții. Vorbim despre poliția locală a municipiului București în subordinea primarului general. Acea poliție locală. Și schimbul local kafkian cu cine era schimbul de scrisori? Schimbul kafkian era între poliția locală Stălușase și ASPA. Iată. Bun. Dar de ce nu au făcut un schimb? De ce nu au chemat? De ce nu au făcut un comandament? De ce nu au implicat poliția animalelor? Dacă problema era atât de mare, și ce mai bine documentează ei? De ce nu au chemat poliția MEAI, care au și atribuții poliției animale în acest domeniu? De ce? Pentru că nu au avut interesul ca să ia de pe străzi. Să facă ce, domnule primar? Să asistăm la o operațiune penibilă ca aia de pe câmp de duminică sau când am văzut-o, în care niște jandarmi și niște polițiști fugăreau niște câini de care ce, evident nu puteau fi prinși? Vedem aceste acțiuni penibile. De ce? Păi nu, adică pentru asta e soluția, să facem niște comandouri din astea total lipsite de eficacitate? Dar am zis eu așa ceva, îmi puneți cuvinte în gură. Nu, dar vă întreb cum trebuie să funcționeze. Foarte simplu. Cum funcționa înainte? Ca a mers. Cu alte cuvinte, când ai o problemă care, repetat, îți apar sesizări și am demonstrat câte sesizări s-au făcut conform legii, că noi nu avem voie ca să luăm câinii de pe stradă, asta este o altă manipulare. Da? Cum? Știți cum se făcea înainte? Vă spun eu. Documentau foarte bine o zonă. Stăteau, urmăreau câinii pe o arie 3-4 zile și dimensionau corect resursele cu care interveneau și luau pe toți, inclusiv cu poliția, inclusiv să intra pe proprietățile oamenilor, pentru că așa se acționa.
cum vrei tu ca să te duci ca să iei 20 de câini cu 13 oameni prost echipați, fără tranquilizante, că dacă cineva merge și filmează pe oamenii aceia, o să vadă că sunt mușcați de câini pe mâini. Cum, domnule Mușat? Cum? Vă întreb, cum cu 13 oameni, fără echipamente, fără tranquilizante? Și e vina poliției locale, înțeleg, da? Pentru că au distrus acest serviciu. Cum, domnule Mușat? E vina poliției locale, nu este, așa cum este, rezultă este vina, din mozaicul ăsta de vini, efectiv, dacă vreți. Este efectiv vina, domnule Mușat, acelor care au resurse, obiect de activitate, legislație, misiune, obiective legale ca să nu distrugă un Cred serviciu public. Cred că impresia dumneavoastră greșită, domnule primar, este că noi apărăm aici ASPA sau Primăria Generală sau Poliția Locală a Municipiului București sau... Nu, v-am întrebat întrebări logice. Nu, răspundeți. Ceea ce încercăm noi să demonstrăm aici este că fiecare are o parte de vină. Evident. Și că este absolut toxic ca oricare dintre părți să nu recunoască acea responsabilitate pe care o are și să încerce să direcționeze toată responsabilitatea doar spre altcineva. Dumneavoastră, de pildă, o direcționați doar spre ASPRA și spre ASPA. Domnule și spre Primăria Generală. O să vă zic și eu cred că este un lucru toxic. Nu, da. Și nepotrivit. Este toxic ca instituția care toate competențele legale, bugetul, tot ce are nevoie să arate cu degetul prima oară către Poliția Sectorului 6, asta nu este toxic, nu? Nu este toxic ca să nu aducă aminte de celelalte instituții specializate care sunt la dâns. Și asta nu este toxic. Este toxic numai când noi ne apărăm. Atunci este toxic. Puneți-mi dumneavoastră